Ani? Da. Răzvan, aș avea un challenge pentru voi, chiar și pentru colegul Loprișan. Ce, dacă să-ți arătăm poze? E, o poză din prima zi de școală. Am găsit o poză din prima zi de școală. O poză cu tine? Dar nu cu altcineva. Uita, avea un mileu la gât, vedeți? Ia uitați-vă un pic, dar are un mileu, zici că este Cervantes în autoportret. Și aș vrea să vă trimită și vouă cineva, dacă se uită părinții la televizor. Hidalgo. O poză uitați-vă cu voi. Uitați-vă puțin. Dar le avem, de-abia le-am șters de pe Google. Că am niște sifoane frumoase. Tata tot timpul spunea că știe să repare ochelari și mi-i repara aici, că eu îi rupeam de mijloc, nu îi rupeam de la... Purtai ochelari? Ar fi trebuit să poarte și acum, dar se dă tinerel. Nu numai că purta ochelari, dar putea să privească la ambele table deodată. Da, Cătălin, tu ai poză de asta color sau e alb-negru? Am color. Ai color? Color cu un penar adus de tatăl unui băiat din Germania. Pe care l-a dat să arătăm toți. Și noi șmecheri. El curcubeul a prins alb-negru, da. Adică hai să ne înțelegem. Bun, haideți că mai povestim, că săptămâna asta numai despre școală vom povesti. Lumea se întreabă ce o să avem la sport, azi fete sau băieți, nu vă stric surpriza.